În această perioadă, mauzoleul Ecaterina Teodoroiu a intrat din nou pe mâna specialiștilor care vor aplica un ultim tratament asupra lucrării restaurate. Este o nouă etapă, știam de ea, face parte din proiect. Se dorește o hidrofugare și la temperaturi mai înalte, deci într-o perioadă cu temperaturi calde, pentru ca să fim împăcați cu gândul că am făcut tot ceea ce trebuia să facem pentru acest mausoleu. De asemenea, faptul că temperaturile scăzute din perioada de iarnă, când s-a lucrat, n-au permis fixarea în beton, în ciment, a reflectoarelor și montarea plăcii informative. Acum aceste operațiuni se vor executa. Să nu ne mire că vom vedea periodic echipe care vor întreține această lucrare, pentru că eu cred că toată lumea a învățat o lecție, 83 de ani nu s-a intervenit și ușor, ușor s-a degradat. Acum nu trebuie să așteptăm să se degradeze pentru a interveni la mausoleu. Vom face periodic operațiuni de întreținere. Lucrarea este oferită gratuit de restaurator, urmând ca ulterior să se facă recepția operei. Ce lucrări se mai fac la mausoleu, că doar ce a fost terminat? Sunt lucrările finale înainte de recepție și urmează ca în perioada următoare, în baza regulamentului pe care îl va stabili echipa de proiectare, să se facă întreținerea corespunzătoare în timpul acestui obiectiv cultural. Pentru reabilitarea mauzoleului, autoritățile locale din Târgu Jiu au cheltuit circa 700.000 de lei.